Peste 362.500 de elevi din clasele terminale de liceu vor putea beneficia de decontarea cheltuielilor pentru manualele școlare. Anunțul vine din partea Consiliului Județean al Elevilor Sălaj. Elevii ciclului superior al învățământului liceal de stat, aflați în clasele a 11, a 12, a 13, vor beneficia de decontarea cheltuielilor pentru achiziționarea de manuale școlare în limita a 55 de lei pentru fiecare elev. Stabilește o hotărâre aprobată de guvern. Această măsură are scopul să contribuie la creșterea calității procesului accesului educațional, prin accesul elevilor din ciclul liceal superior la resurse educaționale, ceea ce se va reflecta cu siguranță și la nivelul rezultatelor la examenul național de bacalaureat. Potrivit actului normativ pentru decontarea cheltuielilor de achiziționare a manualelor școlare, elevii înmatriculați în clasele a 11, a 12 și a 13 depun la Secretariatul Unității de Învățământ o solicitare scrisă, însoțită de facturile fiscale, din care reies, numele elevului, părintelui sau tutorelui legal instituit, informațiile referitoare la manualele achiziționate, suma achitată, titlul, autorii, editura, după caz. Unitățile de învățământ decontează până la data de 18 decembrie 2015 sumele cheltuite pentru care au fost depuse documente justificative până la data de 15 noiembrie 2015. Conform hotărârii, se decontează sumele cheltuite pentru achiziționarea manualelor școlare, care se regăsesc în lista manualelor aprobate de Ministerul Educației pentru nivelul de clasă la care este înmatriculat elevul. De această măsură se estimează că vor beneficia în anul școlar 2015-2016 aproximativ 362.500 de elevi, iar suma preconizată pentru decontarea manualelor este de aproximativ 20 de milioane de lei. Sumele destinate de contării cheltuielilor pentru achiziționarea manualelor școlare pentru elevii din clasele terminale de liceu se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice. Încurajăm toți elevii de clasa a 11 -a sau a 12 -a să nu ezite în realizarea demersurilor pentru decontarea manualelor. Ale lor școlare achiziționate. Considerăm că este o decizie extraordinară venită în sprijinul multor elevi, care nu își permiteau să cumpere cărțile de care aveau nevoie la școală. Sperăm însă ca din următorul an școlar acestea să fie oferite în mod gratuit, fără a mai exista aceste proceduri. În ciuda faptului că învățământul este obligatoriu până în clasa a 10-a, susține Denisa Ligia Matei, reprezentant al elevilor din județul Sălaj.